această ocazie, că v-am apucat să vă cunosc pe mulți dintre voi care am vorbit numai pe Facebook până acum, așa zic că ne duc cu mine la un ceai și la o cafea, dar suntem niște oameni atât de ocupați, citim atât de mult încât nu avem timp să mai și întâlnim, să socializăm live. Aș vrea să nu vorbesc foarte mult despre lista mea de cărți, care, nu știu, nu îmi place să fac liste, dar a trebuit să fac liste în ultima vreme și nu prea mă simt bine. Mi se pare că timpul tot ce fac o listă, mi se pare că am lansat mai mult pe din afară decât am pus în listă. Dar am încercat să mă gândesc ca un librar. Nu știu dacă voi aveți visul ăsta, dar cred că orice cititor visează să fie librar sau un bibliotecar. Ne închipuim că este cel mai... Nu-i așa? Am dreptate, nu? Așa. Sau măcar să aibă o cenerie unde să, să se alumească să citească, ceva de genul. Așa că m-am gândit că ar fi... Astea sunt 5 cărți fiction, 5 non-fiction. Pentru că nu citesc numai ficțiune, citesc foarte mult și non-ficțiune. Ana Barton, săptămâna trecută, mi-a spus o chestie care mi s-a părut foarte frumoasă. Este că citim ficțiune pentru că ne place, dar citim și non-ficțiune pentru că non-ficțiunea ne formează într-o fel. Și cred că cumva non-ficțiunea ne dă lucrurile alea stabile, siguranțele de care avem nevoie după ce stăm și evadăm. Aș începe cu ficțiunea. Am ales un roman care pentru mine e un roman de suflet. Nu pentru toată lumea care l-am recomandat a format un roman de suflet sau ți-a părut un roman de suflet, dar mie mi se pare atât cum se pare deștept, cum se pare subtilă. Sunt super invidioasă că poate să scrie atât de bine și că e atât de deșteaptă și trec toate chestiile astea prin cap. Foc de pisică a fost, cred că, al doilea roman pe care l-am citit de ea. Și a fost romanul care ea fusese oarecum atrasă către zona de literatură feministă. Toate feministele au fost foarte bucuroase când a început ea tot să scrie și toate au urât-o după ce a apărut Ochi de pisică. Nici mie nu mi se pare că Ochi de pisică ea este o scriitoare feministă. Mi se pare că e o scriitoare care empatizează foarte bine și cu femei și cu bărbați, deși literatura ei mai degrabă feminină. Sunt mai multe femei în romanele ei decât bărbați, dar nu mi se pare că ar încerca să demonstreze ceva din punct de vedere feminist, mai mult feminin, mai mult așa, și foarte, foarte subtil. Mi-a părut foarte rău că n-a luat Iana, și l-a luat ales Maro. Am citit-o după aia și pe Maro. Mi se pare bună, scrie extraordinar, dar mi se pare foarte rece. Pe când atât o simt caldă, o simt... Bine, e și o chestie subiectivă, orice recomandare, orice carte care îți place, e clar o percepție subiectivă. Dar mi-a plăcut de la prima carte și până acum n-am citit nimic care să nu fi plăcut, deși am avut-o la un club de carte și am fost, bine, era un club de carte la care era prima carte recomandată de mine și eu până atunci criticasem destul de mult celelalte cărți și cred că fetele și-au luat revanșa puțin. Și au criticat-o destul de mult pe atât, dar le-a și plăcut. Te invită. Lăsăm Mirasa Hotumana la clubul de carte, că am zis că e mai accesibilă. Ochi de pisică e puțin mai scufoasă, așa, puțin mai grea. Cred că este și autobiografică, pentru că am întâlnit aici în anumite episoade, l-am întâlnit și în alte cărți, repetându-se, oarecum la fel. Și Mirasa Hotumana mi s-a părut mie că mai accesibilă, că era mai amuzantă, că se putea juca mai bine cu convenții, dar fetele au zis că nu. Și a fost și un băiat, pentru că prima oară când avea un băiat la clubul de carte și a zis că e un roman SF, nici mai avea niciun chiastic roman SF, m-am nervat și cum. Deci ăsta ar fi așa, romanul meu de suflet pe care l-aș recomanda, că mi-a plăcut mie foarte mult. Apoi am... ales Fata dispărută de Gillian Flynn, tot în ideea, dacă aș fi liberat ce aș recomanda. Asta aș recomanda dacă cineva mi-ar cere o carte care se citește repede, care te ține în priză și care e frumoasă. Este o carte foarte bine scrisă și filmul este foarte bun. Întâi am văzut filmul și după aia am citit cartea și totuși cartea m-a surprins. E destul de greu să te mai surprinde o carte după ce ai văzut filmul. O carte despre eternul război al sexului, să zicem, dar foarte bine surprinsă perspectiva feminină și perspectiva masculină, fără să condamne niciuna dintre ele. Adică asta mi se pare foarte, foarte bine făcut. Nu, într-un fel îți arată că bărbații și femeile gândesc în felul lor diferit și niciunul nu este vinovat pentru neînțelegere. Înțelegere se întâmplă undeva la mijloc, dar
nu îi judecă pe niciunul și mi s-a părut foarte, foarte bine că nu judecă. Mie nu-mi plac nici oamenii scriitorii care judecă. Iar Fata dispărută, cred că o citești, nu știu, adică nu, e genul de carte pe care chiar nu mai lași, are și o parte de thriller, în tipă e puțin cam nebun, în fine, angele și undeva niște chestii de-astea de psihologie, dar e foarte, foarte ancorată în prezent și în actual și nu neapărat că te identifici cu ea, dar spune ceva despre lumea, despre lumea în care trăiești. Alesesem și două romane românești. Unul este aici, celălalt este Adrian Schiop, Soldații, povestea din Ferentari, care este cenușăreasa premiilor Augustin Frățilă de anul trecut și pe bună dreptate este cenușăreasa pentru că era cel mai bun dintre toate. Le-am citit și pe cele 5. Nu a fost niciunul la fel de bun ca... Noi am citit pe toate 65 care au fost de la început, dar eu când am citit Soldații, mi s-a părut... Mi s-a părut că, în sfârșit, literatura română a atins o vârstă contemporană, a atins o vârstă matură și că de acum înainte o să fie... Avem un punct de la care literatura română poate să stea alături de orice literatură contemporană. Este o carte foarte, foarte bine scrisă, o carte destul de indigestă, ca să nu zic mai mult, dar o carte care vorbește de lumea de acum, de hipsterii care se adună la copac, de... vieța și din închisorile românești, de bărfașii din Feren, Texas. Feren, stau în Ferentari, dar n-am întâlnit lumea care este aici. Deci, efectiv, am simțit că stau în cu totul alt oraș de ce prezenta Diana Schiop aici. Vorbește despre manele, dar vorbește, el și-a făcut doctoratul pe manele într-un fel absolut fascinant, adică îl prezintă exact ca pe un fapt de viață și te face cumva să intri în lumea asta și să nu mai condamni fără să știi de ce totuși are un astfel de succes. Mi s-a părut un roman absolut, absolut extraordinar și cred că e, adică are anumite pasaje în care s-ar putea să nu fie chiar pe gustul fiecărui cititor, dar scritura este atât de puternică și atât de bine realizată încât cred că merită neapărat să citești. Și faptul că Soldații a lipsit din finala premiului Augustin Frățilă a rupt puțin din credibilitatea premiului, care era destul de ridicată. Celălalt roman românesc este un carte pentru copii, care mie nu se pare că este pentru copii. Este cartea lui Florin Pican și v-am spus povestea așa, apărută la Arthur, care e absolut extraordinară. Ea, toate poveștile pe care le-am învățat pentru BAC, pentru BAC mai puțin, pentru capacitate, de la Părțile Harapat, Tinețe fără bătrânețe, chiar și Luceafărul lui Eminescu are o parte în care de câteva pagini care reproduce Luceafărul din punctul de vedere al calului, care nu există Luceafăr, dar al unui cal care Hiparion se cheamă și o scrie aproape în versuri. E absolut fascinant cum rescrie toate lucrurile și cum trece de la una la alta, de la o poveste spusă în, nu neapărat cu arhaism, dar așa, în stilul ăla, poveste, după care trece, îți vorbește de super salatele din grădina ursului și te duce cu gândul la super ofertele noastre din ziua de aia și da, am înțeles că este și pe gustul tinerilor. Nu știu dacă ei chiar prind toată ironia din spatele poveștii, dar mie mi s-a părut absolut nicio, chiar mă gândeam că o astfel de carte când predam, mi-ar fi fost o mină de aur. Reinterpretarea asta și toate jocurile astea și mai are un corespondent în istorie, ca să zic așa, istoria lui Răzvan de Horia Corcheș. Ia istoria românilor și o reinterpretează, o spune cumva pe înțelesul copilor ca să o facă puțin mai accesibilă. Astea erau cele două cărți românești care mi se pare foarte bine că începe să existe literatură română, literatură pentru copii, scrisă de scriitori români, pornind de la material autohton. Pentru că avem atât de multe traduceri care se citesc, copiii discută despre ele. În primul rând, nu sunt de acord cu ideea că tinerii de azi nu mai citesc, e o farsă, nu există ceva. Eu am în lista mea de prieteni pe blog, am un băiat care, eu cred că e clasa 7-a, că vorbește despre teze, nu zice de capacitate, deci nu cred că a ajuns la capacitate, și care îmi trimite recenziile lui la cărți pe care le citește și vorbesc cu el despre recenzii. Adică, și nu numai el, sunt cluburi de carte prin școli. Am fost acum 2 săptămâni, cred, la o lansare a unei cărți, jurnalul Helga Ivaisova,
și la unei fete care a supraviețuit Holocaustului, era sala plină de copii, 90% erau liceeni, care citiseră toți cartea și au zăpăcit-o pe băbuță cu întrebări. Intrase prin Skype și efectiv nu mai scăpa de ei, dar și îi plăcea, în fine, nu se plângea, stătea acolo cu mințică și răspundea la întrebări și puneau întrebări peste întrebări și voiau să înțeleagă, și aproape fascinant. Ultimul roman, am vrut să-i recomand Laura, dar îl recomandase și domnul Patapievici, am zis să nu mă repet. Da? Thomas Mann, Alesul. Ăsta este genul de roman pe care îl citești exclusiv pentru plăcerea scriitorii. Poate să vorbească despre orice, scrie atât de frumos și e atât de... nici nu vă zic care este subiectul, că nu contează. Important este scriitura, se joacă atât de frumos cu cuvintele, cu narațiunea, cu personajele. Ca și Laura, de fapt, este un roman care te duce așa, frumos, frumos, doar din, te face doar din cuvinte. Și mie îmi plac narratorii care se joacă, când simți că se joacă cu tine și te învârf pe tine, dar te să le iasă, dacă nu le iese, nu e bine. Așa, eu vreau să trec mai repede să vorbim și să vorbim după aia cu toții, pentru că nu-mi prea îmi place așa ideea asta de a ține eu. Mă uit că toți aveți lucruri foarte interesante de spus despre cărți și ar vrea să îmi spuneți și voi înainte să... se termină întâlnirea. La non-ficțiune o să încep cu cea mai grea dintre cărțile pe care le-am ales. Zic că e cea mai grea pentru că cred că sperie puțin titlul. Cucerirea socială a Pământului. Mi s-a părut cartea, cred că e cea mai bună carte pe care am citit-o anul trecut. Wilson ăsta e biolog, cred că e entomolog la origini, studiază furnicile. Și după, asta se vede clar că este o carte de o viață, de final de viață. E atât de cuprinde atât de multe lucruri, de la apariția vieții pe pământ până la de ce oamenii în continuare se războiește, de ce este războaie, care este rostul nostru pe lume. Deci mai întrebări de-astea grele, ce rost avem noi pe lume, cum am apărut, de ce există viață și tot așa, dar totuși spus atât de frumos și într-un limbaj atât de accesibil, încât, nu știu, te poartă cumva pe toată istoria omenirii, fără să te obosească. Există vreo două capitole ale în care vorbește despre furnici, care mi s-au părut puțin cam așa, dar în rest nu folosește cine știe ce limbaj de genetică sau mai știu eu ce, biologia populației sau chestii, dar foarte, foarte... Vă recomand să citiți doar primele pagini, introducerea lui, și să vedeți după aia dacă, să vedeți cât de accesibil este stilul. Chiar mi se pare una dintre cele mai bune cărți despre, bine, toată colecția Pași peste granițe, mi se pare foarte interesantă, dar asta e și sinteză și cumva, nu știu, te duce în chestii la care cumva te gândești, dar nu neapărat la un nivel dintre ăsta așa de elevat și de științific. El reușește să le facă foarte accesibile, dar fără să le banalizeze. Acasă, de Bill Bryson, o carte pe care am citit-o, cred că, în 2 ani de zile. Eu am luat-o în format e-book și era cartea pe care o citeam între cărți. Sau seara când nu știam ce să citesc, n-aveam eu nici să stau să nu citesc ceva, pentru că nu pot să adorm dacă nu citesc măcar două rânduri acolo, să închidă ochii în fața unei cărți. Deschideam tableta și citeam din ea. Și e tot așa, eu nu pot să înțeleg cum un om poate să știe atât de multe. Adică, efectiv, moartă de invidie. Nu înțeleg când a apucat ăsta să citească atâta și să scrie atâta și să le lege atât de bine pe toate. Vorbește despre cum s-a mutat el într-o... fostă casă parohială, undeva prin Marea Britanie, dacă nu mă înșel, și a luat la rând fiecare cămăruță a casei parohiale și s-a uitat în fiecare să o renoveze, să nu știu ce. Pornind de la început, chiar este și un plan al casei, cum era casa înainte, deci asta e casa, în fine, și chiar ajuns să te întorci, să te plimbi aici, și ia fiecare cameră. De la dormitorul servitorilor până la baie, camera copiilor, dormitorul principal, budoar, nu știu, closet, le ia pe toate și pornind de la utilitatea fiecarei camere dintr-o casă, evident, casă pe pământ, nu vorbim de casele noastre de acum, trece pentru un fel de istoria mentalităților, vorbește cum romanii în Roma antică
stăteau la toaletă în comun. Era o toaletă de 20 de persoane, cum, ce făceau acolo, despre ce vorbeau, cum se ștergeau, deci niște chestii la care nu te gândești. Cum era o masă în epoca victoriană, o masă, acum ai zice că e un festin și la nuntă nu mănânci atâta, ei au mâncat vreo 6 feluri, numai seara la o masă, o masă ușoară, când aveau și musafiri. Și tot felul de chestii, de, nici nu te gândești că cineva s-ar fi putut gândi la, și țin poate de o istorie care a fost, dar care, nu știu, la care nu te mai, nimeni mai să se gândească cum erau toaletele la Versailles. Ei, el asta să gândească și asta și a și spus. Și foarte, într-un stil atât de lejer, și chiar mi se poartă o carte, nici n-am vrut să o grăbesc, aș vrut să o citesc mai repede, dar, nu știu, cumva îmi dădeam, exact un sentiment de acasă, atât de liniștitor, că preferam să o păstrez pentru momente când, nu când nu mă simțeam bine, când aveam chef de chestii mai dificile, făiam așa ori o pauză, oriceva, și chiar am stat așa, acum vreau să o reiau și să o iau de la capăt, pentru că n-am avut cum să țin minte, adică de să mă și miră, acum a putut să, și să țin minte atâtea lucruri, să mai stau și numai cărți astea scrie, mai are una ceva cu, nu știu, o poveste despre orice sau povestea, nu mai țin minte, ceva cu de la A la, de la ADN la nu știu ce, e un album atât de mare și atât de gros la Curtea Veche, în care vorbește despre tot, pur și simplu. Chiar nu-mi dau seama cum, adică, eu l-admir, dar sunt și invidioasă pe el. Așa. Ce-a făcut Bill Bryson acasă, a făcut și Albert Mangel în biblioteca noastră, dar atunci se numai la bibliotecă. Ăsta s-a mutat direct într-o biserică veche din Franța, pe care a renovat-o. Și povestea cum și-a refăcut el biblioteca. Și în timp ce își refăcea biblioteca, după tot felul de sisteme, cum să aranjeze cărțile mai bine, și asta, a început să se gândească la povestea asta a cărților. Cum au fost văzute cărțile de-a lungul timpului. E tot o carte pe care am ținut-o pe noptiere și am citit numai seara din ea. Nu neapărat că se cheamă Biblioteca Nopții, dar e atât de liniștitoare și te face cumva să îți dai seama că există în lumea asta o comunitate, exact cum am întâlnit noi în seara asta aici. Ne știam, deci pe majoritatea, dacă nu pe toți, chiar vă știam de pe Facebook, vorbiserăm, eram oarecum ca și cum am fi prieteni, dar nu ne cunoșteam. E așa consideră Mangel cărțile. Niște prieteni pe care el îi are peste tot în lume și presupune că peste tot în lume mai există alți oameni ca el, care au niște prieteni pe care îi țin în bibliotecă și îi aranjează când într-un fel, când în altul, prietenii ăștia vorbesc între ei și tot așa. Este... Mangel a fost bibliotecarul lui Borges. Îi citea țara sau în fine, în timpul zilei, îi citea din ce vă el și cred că într-un fel a luat ceva din cultura, dar a trecut puțin mai, adică nu poți, n-ai cum să-l apropii de Borges. Toate cărțile lui vorbesc numai despre asta, despre plăcerea lecturii și istoria lecturii la fel și jurnalul unui cititor. Jurnal de lectură, Don Juan al cărților. Mai trebuie să mai apară acum, vreau de zi urmăresc, nu mai apare cititor în pădurea din oglindă, tot la Baroque Book Senat. Peste tot vorbește numai despre plăcerea cărților, dar tot timpul altfel. Eu nu am găsit să se repete niciodată până acum. Fie tot timpul plăcerea asta a autorilor este nouă în funcție de fiecare carte și de fiecare autor pe care îl citește. Deci astea două sunt cărți pe care nu știu, e bine de luat și de întors așa la ele sau de făcut cadou. Cred că sunt două cărți foarte bune de făcut cadou. Mai ales cuiva care nu știu că poți să faci oameni să citească. Eu nu mi-am propus niciodată să fac asta. Dar cred că te poate învăța așa puțin să apreciez ceva mai mult lectura. Ultima carte, mai trebuia să fie ori, dar n-a ajuns la tine, este Breviar pentru păstrarea clipelor de Alexandru Paleologu în dialogul Filip Lucian Iorga. E o carte, tot așa, foarte, foarte frumoasă, dar mai frumoasă pentru că mi se pare că reînvie cumva arta conversației. Atât de frumos vorbește Paleologul, limba română atât de frumoasă, deși fără să fie deloc pretențioasă și nici el să vrea neapărat să se dea. Deci eu nu am cunoscut Paleologul în timpul vieții, chiar și când a trăit, l-am cunoscut tot timpul numai prin cărți și așa mi-a rămas în minte. Și cred că într-un fel e și mai bine așa, cred că întotdeauna există o diferență între omul scriitor și scriitorul din cărți și
cred că e mai bine să rămânem la aia din cărți de cel mai mult tot, pentru că poate cred că prezintă partea lor cea mai bună. Și aici vorbește și despre lumea dinainte de al doilea război mondial și de lumea din timpul și de cum a fost în perioada comunistă, dar și cum a reușit să cumva să supraviețuiască prin cultură, fără neapărat să-și propună să supraviețuiască prin cultură. Nu e o chestie de nu știu, să îți arate cât a fost el de deștept că a citit sau că nu știu, pur și simplu o face și o face cu atâta plăcere și vorbește foarte foarte calm despre toate lucrurile astea, adică nu încearcă cumva să, nici să te convingă de ceva și nici să și din când în când apar tot felul de exprimări dintre astea așa, oarecum aforistice. De exemplu, mi-a plăcut mie, cine fuge de suferință, matematic ratează fericirea. Păi îți spune o dată și ție îți rămâne în cap chestia asta. Și îl spune simplu, așa, din câteva trăsături de context, a făcut cumva să te facă așa, să te simți mai bine când ești trist, să zicem, sau ceva de genul. Cred că e toată cartea subliniată. Am vrut să fac ceva fragmente alese și nu, ce să aleg? Sunt scris toată cartea, n-am ce să fac. Sunt cărți pe care n-ai cum să le... Și asta lasă la casă, astea două, asta o am avut împrumutată. Și la final i-am făcut poză. Era galbenă aici, de câte semne de carte pusese, pentru că nu puteam să subliniez pe ea, trebuie să pun post-ituri. Și nu se mai vedeau pagine de câte post-ituri avea. Atât de mult mi-a plăcut cum scrie. Evident, școala americană de creative writing îi spune cuvântul, dar dacă iese bine, presupun că putem să iertăm. M-am plătit să vorbesc singura, așa să vorbiți și voi. sau să mă întrebați ceva, să nu știu, să... Apropo de cartea domnului Florin Bican, eu am vorbit cu dumneavoastră la târg, așa felicitasem pentru carte. E foarte drăguț. Da, dar a avut parte de o experiență mai puțin plăcută, pentru că tu ai spus că îți pare rău că n-ai avut-o la școală da, să da. Studiezi. Dumnealui mi-a povestit că a venit o doamnă profesoară, a luat niște cărți pentru elevi. Cărțile lui. Cărțile lui, acelea, da, da. Și le-a adus după aceea înapoi, că a zis că nu poate să lucreze după ele. Pentru că deformau adevărul, probabil. Da, nu știu. Și era un pic, știi, dulce amar toată povestea. Da, e posibil. Mie nu mi s-a părut, mi se pare că... De asta am zis că nu știu cât de bine reacționează ăștia mici la ele, da. Pentru că e o ironie spatele, da. Adică în momentul când rescrii ceva, e clar că trebuie să știi și originalul și probabil că ei sunt atât de obosiți de a învăța comentarii pe de rost da, și de exact. Așa, probabil că nu știu dacă mai stilul. Simt. Da. Dar băiețelul ăsta de care vă zic, care vorbesc, cred că i-a plăcut. Și s-a simțit, da, cum mă n-am. Da. Mie mi se pare că e o carte pe care ăștia mari. Păi tocmai asta, cred că asta a fost și problema că luase pentru copii. Nu știu nivelul de vârstă al copiilor, dar știu doar că le-a returnat. Eu chiar mă gândeam că dacă exista vreodată politica asta de returnare a cărților, să iei o carte, știi, pe coperta 4, cartea asta o să schimbe viața, știi? Și să nu, efectiv, să nu-ți transmită nimica. Dacă poți să duci... Da, să iei perioadă de garanție ceva. Asta înseamnă că trebuie să o citești repede, știi, să nu mai pui pe raf și să stea acolo, să îmbătrânească, să-și pună praful pe ea. Stimula și lectora. Da. Sau cum era aia cu cartea care dispare în 24 de ore. N-am încercat-o, dar cred că numai gândul mare nu pare. Sau acolo, asta e super așa. S-au pierdut și cărții în biblioteca din Alexandria. Hai, ziceți-mi și voi care e cartea voastră preferată, na. Să vedeți cât e de ușor. Eu, de ce ar trebui eu, care nu o să citesc niciodată așa ceva, că am deschis soldații. Un pic... Da, soldații. Am deschis un pic și am pus-o înapoi. Deci, de ce trebuie să citesc dacă o nu cărți poți cu să, suc și trebuie, cu... Da, nu trebuie cu... să o citești, nu zic că trebuie. Dar de ce ai spus? Tu ai spus niște vorbe foarte mari despre pentru că cartea este o carte asta. Foarte mare. De-aia am și ales-o. M-am gândit dacă... În același timp cu ea a apărut Cimitirul al lui Teleșpan. Am citit amândouă, cred că aproape una după alta. Nu e același lucru. Cartea a avut mai mare succes pentru că a fost mai bine promovată. Teleșpan și-a făcut cu să le-a trimis-o la o grămadă de blogări, au citit-o. E o carte bună. E o carte care pe segmentul de literatură pe care ea a vrut să-l facă e foarte bine. E o carte foarte unitară, scrisă bine,
Însă nu, e, nu atinge ce atinge soldații cu de pentalist. Este o poveste de dragoste atât de frumoasă. E o poveste de dragoste homosexuală, dar atât de frumoasă. Atât de sensibil spusă. N-ai crede. Eu nu știu, n-am, m-am... Eu de asta vin, ca să văd diferite vârste. Nu, eu am luat-o și am deschis-o și am uitat. Ce să zic, în fiști... Și pe mine mă interesează. Dar Eugenia a fost și mai depășit. Dar nu suport să citesc așa ceva. Mă, în cimitirul sunt chestii mai nasoale decât în soldații. Mai greu de sub, adică mai indigeste. L-am dat, s-a făcut greață, știi? Adică am zis, mai domnul... am citit-o până la capăt, nici nu mă știu în piele, am citit și 50 Shades. Să văd despre ce e vorba, care... Aia... Nici mi-e spune, nici pe care mi se pare că e despre sex. Nu e, e despre bani. Cam asta trebuie. Dar Soldații e o carte absolut extraordinară. Nu o citeam și nu, efectiv, nu venea să vezi. Și atunci am... Sper că nu scriam în perioada aia și n-am scris atunci. Acum ar trebui să o recitesc ca să pot să motivez chiar de ce este atât de bună. Aștept să citesc articolul. Dar a scris atât de mult despre Lucia T, terorista. A scris un articol foarte frumos. Adică l-am dat, adică s-a scris foarte mult despre soldații. Cel puțin un an de zile s-a tot scris. Poți să găsești cronici. Citește-o pe un cronic al Lucii T, să vezi. Chiar să-i laudă. Cronica e scrisă bine, nu vorbește cu prostii. E, na, închipui că nu e ușor de citit pentru toată lumea cartea asta, dar e o carte foarte, foarte bine scrisă. Nici n-am citit toată lista de 65, dar nu știu dacă chiar era una mai bună decât Soldații cu Osul Imperator. Mi-am propus să reiau lista aia și să-mi dau seama dacă... Dar n-avea cum să lipsească de pe... Și o să mă fățelit, tu ai citit? Nu, n-am citit-o. Am auzit că și ea e destul de controversată. Da. Dar nu mă deranjează neapărat că e controversată, am înțeles că de fapt e și slabă. Cred că Costi, tu ai citit-o, nu? Și slăbuță, da. Și că a fost tot așa în un an înainte. Iată. Da. Nu cred că am trecut de pagina 30. Este destul, dar cred că nici nu-și propune să fie altfel. Eu l-am și văzut pe Deleșpan și zici că își continuă romanul în viață. Adică e stilul lui și de asta zic că pentru ce și-a propus cartea, i-a ieșit. Nu cred că și-a propus mai mult de atâta cartea aia. Și atunci nu poți să-i zici că e o carte nereușită, pentru că mie mi s-a părut destul de unită. M-am ca oposit în pasajele alea de self-help. E opositor la un moment dat. Da, ceva gen înțelepciune urbană, așa, haide să ne dăm sfaturi unul altuia, cum să reușim în viață, nu trebuie. Dar s-a părut ok așa, dar nu mi s-a părut mai bună cartea anului 2013. Asta. 2013 a fost, nu? Da. Nu, 2014. Au părut amândouă în același an. Da. Da, n-ai cum. Și oricum, orice fel de recomandare este o recomandare subiectivă. De exemplu, da. Lucia T, pe care mie îmi place enorm de mult cum scrie și de multe ori iau cărți pe care ea le recomandă. În topul ăla de la Augustin Fățilă, am avut punctaje complet diferite. Eu l-am urât pe Bușor Nedelcovici, în continuare îl urăsc și o să-l urăsc toată viața și nu se mai citesc nimic. Ei a plăcut. Ți-a spus că ai citit cea mai bună carte. Da, mi se pare că cea pe care am citit-o la... Nu știu cum se... Jurnalul unui cântăresc de jazz, da? Se pare că este totuși culmea creației lui Bușor Nedelcovici, deci nu mai ne trebuie să citesc altceva, pentru că citit-o pe aia și... Ți-a plăcut, Costi? Nu, mulțumesc frumos. Nu, n-avea ce să caute. Asta e. Nu. N-ai cum. Și eu am lucrat la Intrau în mulți ani și de asta știu mai bine. Și pe domnul Pujor. Nu avea ce să caute în topul. Erau, hai, nu neapărat soldați, dar erau până de soldați alte cărți care s-au... Dar da, fiecare vrea să mă cor, am zis că asta e, am intrat în cor, o să joc până la capăt, le-am citit, am luat cretajul. Nici asta cu punctajele nu se pare... Erau chestii de nuanță acolo,
se pare foarte greu să faci topuri de astea. Da, da, da. Și acum mi se părea, când am venit la urmă de astea și mi am dat, dar chiar despre asta trebuie să vorbesc, chiar e foarte greu să alegi lucruri care, de exemplu, am făcut la final de an pe blog, zic, hai să fac show, cele mai bune cărți citite pe anul ăsta. Și n-am făcut top, am făcut o listă cu care l-am reparcurs și zic, haide să cred că ți-a mai povestit. Da, 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 cred că am văzut, am făcut și o postare după postare. Da, da, da. Am scris 32 de cărți, cred că erau cele mai bune cărți pe care le-am citit eu anul trecut, cu link-uri, cu tot, poze, să fac poze, și 8 cărți care nu m-au plăcut. Deci 30 și 8, de care, la care cred că s-a uitat lumea. La 8! Deci am fost atât de desamăgită și am fost atât de tristă în seara aia. De ce nu mi-a plăcut spumațiilor de Boris Johnson? Uite că nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut, e subiectivă. De asta e, mie nu mi-a plăcut spumațiilor de Boris Johnson. Nu se uite că mi-au plăcut 30 de cărți din alea nu știu câte pe care le citesc, de ce nu mi-a plăcut aia una? Și mi se pare foarte trist, așa că e chestia asta că te uiți la alea pe care le critici. Da, da. Eu te-am întrebat de ce ți-a plăcut. Aia pe care am lăudat-o cea mai tare, da. Bine, oricum nu puteam să recomand cărți care nu mi-au plăcut. Aici trebuia să recomand cărți care nu mi-au plăcut. Da. Așa că, hai mă zi-mi, Mihaela, zi-mi tu. Ce cărți ai recomandat ca Libra? Nu știu, e subiect vastră la care trebuie să mă gândesc. Nu știu, mai am timp să te pregătești, tu mai găsești. Uite, nu, am avut o zi la dispoziție, ce crezi că m-am lăsat o lună? Laura, zici că, uite, după seara asta, eu am să citesc Adrian Șchiop și Atwood. Și cred că și Bill Bryson. Măcar hai, iau-o pentru nopțile alea nedormite. Dar ia-ți-o să o pui pe tablete. Da, dar Adrian Șchiop, i-am citit și eu telefon. Și? Nu, n-am putut să trec. N-am putut să merg. Nu ai putut? Mi-a stat în gât, tată. Nu sunt blogger, eu vă spun așa ce simt, mi-a stat în gât. N-am. Vezi că și asta are lucruri care pot deranja. Dar eu sunt un cititor care nu ne apreciază foarte mult povestea, cât mai mult scritura. Și scriitura mi se pare foarte, foarte bine închegată și m-am bucurat că există în momentul ăsta în literatura română cartea asta, că cineva a scris cartea asta. Că e incomodă, e incomodă, asta e. E așa de incomodă. Și pe mine Harry Miller e mai incomod. Și pe mine mai convins să citesc cartea. Eu nici mi-am propus vă cum să citesc neapărat cu asta, dar nu știu, chiar mi-a... În fine, și de atunci mi-am propus să citesc în timp real mai multă literatură română contemporană. Mi-am citit acum 2 săptămâni o carte a unei doamne, Anca Vieru, se cheamă Felic de Lămâie. Foarte frumoasă așa. Niște bucățele micuțe, micuțe, ai citit-o, Acosti? Foarte drăguțe. Și tot așa, foarte bine scrise, aranjate, se vede stilizate, foarte îngrijit. Adică mi se pare că ajungem încet, încet, cel puțin ca literatură, să fie bine. Și e produsul cursului de creative writing de la Florin Iaru cu Marius Dinu. Cel de la revista de povestiri? Cred că parția, da. A, de-aia au venit ei la lansare să vorbească. Mă, și Miriam cum i-a adus pe amândoi acolo. Foarte bine. Foarte bine că e produsul acestui curs. Nu toate sunt scrise acolo. Am și pe blog că sunt premiate de prin 2012. Se vede că nu sunt egale ca... ca scriitură. Se vede că sunt, am dat, toate sunt despre societatea română, post-decembristă, amintiri de dinainte și l-am dat, găsești o felă despre Agatha, povestea despre Agatha Christie. Rămâne și e foarte așa, nu e foarte inegal ca volum, foarte egal ca volum, dar foarte bine, chiar mă bucur că mi-ai scrie, pentru că chiar eram interesată cum sunt cursurile de creative writing și înseamnă că se face treabă bună. M-ai vorbit cu Cezar Cărlogă. Și cartea lui e la fel? Nu. E mai împrăștea, mai dezlânată. Nu, da, a făcut și el cursul? Da. Și el mi-a spus că a folosit foarte tare. Foarte bine. Da. Intră pe revista de povestiri și primești tot timpul newsletter-ul lor. Și cei de la Bastidia, la Bola, anunță tot timpul că acolo se țin. Și știu că am pus, e creative science, și asta e altceva, creative science. Sunt plătite? Da, dar nu foarte mult. E de 2 săptămâni, parcă. Cam așa. Ăsta e de, cred că 8 săptămâni, câte o ședință cu fiecare, nu e 8 săptămâni, 16 săptămâni și costă 8 milioane, e foarte puțin. Hai, puțin. E foarte puțin, da.
Adică chiar e bine, nu e un preț exorbitant. Și când mai sunt ateliere ceva de genul, sunt la vreo 30 de lei întâlnire, adică chiar e un preț rezonabil. Foarte mișto. Asta nu știam, nu mi-a zis Anca când am, și bine, nici nu am căutat, am citit cartea și atâta, știi? Mi-a zis Cezar. Și am văzut o fotografie. Da, nu mă urmărit. După, abia acum când a apărut cartea am cunoscut-o și nu știam dinainte. Foarte bine scrisă. Se simte că foarte bine redactată, la fel, eu mă uit la nimic, când îmi găsesc și o virgulă, mă apuc așa. Totul foarte bine, foarte îngrijit. Camelia? Ce te ascunzi acolo? Vreau să mă mai bine somn. Îmi întrebai și spre ce cărți am recomandat. Yeah. Eu sunt ITist, n-am nicio treabă cu...